Această seară vrem ca să ne uităm în continuare la Cartea Rut. Vă rog ca să deschideți împreună cu mine Sfânta Scriptură la Rut, capitolul 2. Vom continua călătoria noastră prin această carte minunată. Sper ca dimineața să vă fi deschis apetitul pentru această carte, o carte scurtă, dar extrem de bogată, extrem de bogată. Nu există texte care să fie mai puțin bogate în Sfintele Scripturi. Nu există texte inspirate de Duhul Sfânt care n-au niciun rost în Sfânta Scriptură. Absolut toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și este de folos. Absolut toată Scriptura. Și mai ales narativele sunt așa de accesibile, așa de frumoase pentru studiul nostru, pentru zidirea noastră. Pentru că este felul în care gândim în narativ, în poveste. Totul trebuie să aibă un narativ, da? Dacă te întâlnești cu cineva în oraș și îți spune că merge la magazin, automat începi și construiești un narativ în mintea ta. De ce merge la magazin? De unde a venit? Ce caută la magazin? Da? Și de obicei, narativul acela se construiește în acea experiență. Se spune, uite, mă duc ca să cumpăr pui, ca să fac de mâncare la copii și copiii mă așteaptă acasă. Așa gândim, așa suntem construiți să gândim într-un narativ. Și Biblia deseori ne vorbește în acest fel și ne relatează anumite istorisiri. Nu le-aș spune povești, pentru că nu sunt povești, sunt lucruri adevărate. De aceea când citim copiilor noștri din Scriptură sau când povestim cu ei, nu le spunem, haideți să spun povestea cu Rut și Naomi. Nu este o poveste, nu este o bazmă, este istoria lui Rut și lui Naomi. Este istorisirea, sunt lucruri adevărate care s-au întâmplat, da? Nu sunt povești cu păcală și cu alte personaje false, neadevărate, fictive. Ne aflăm în capitolul 2, împreună cu Naomi și Rut. Ne aflăm acum în Betleem, s-au întors, sau au venit din țara Moabului. Ne aflăm la începutul sezonului de seceriș, ne spune textul nostru lucrul acesta. Rut, ne spune textul că locuia cu soacra ei, și se află amândouă într-o stare extraordinar de dificilă pentru două femei, văduve amândouă. Naomi era bătrână, nu avea nicio perspectivă pentru căsătorie, era în ruină financiară. Situația în care se afla a fost de așa natură încât familia ei a fost nevoită să vândă toată averea, toate pământurile care le aveau și în ziua respectivă, în ziua aceea, pământul era totul. Dacă nu aveai pământ, dacă nu aveai pământ care să aparțină familiei tale, nu existai. Erai a nimănui. Pământul era sursa de viață, pământul era sursa de hrană, pământul era sursa de venit, pământul care nu era lucrat, era dat în arendă și să colecta o chirie pe acel pământ și în felul acesta puteai ca să supraviețuiești. Pământul era absolut totul și Naomi ajunge într-o stare de ruină financiară, probabil și social vorbim, era extrem de desconsiderată pentru faptul că a plecat din Betleem, lumea cunoștea toată istoria ei, cunoștea eșecul familiei ei, cunoștea faptul că era îndatorată, cunoștea faptul că soțul ei și fiii ei au murit și că ea s-a întors înapoi cu această moabită, cu această fată care a fost, această femeie care a fost nevasta fiului ei, Rut. De asemenea, era într-o situație cumplită. Rut era o moabită, care într-un cuvânt spune tot ceea ce trebuie să știm în acest context. Era disprețuită, era marginalizată, n-avea nicio perspectivă pentru căsătorie, deși era tânără și ar fi putut ca să conceapă un copil. De aceea Naomi nu are perspective pentru că este bătrână. Și în acea societate, dacă nu poți oferi un copil, nu ai un rol, nu ai un scop, da? Nu ai un țel. Rut, în schimb, este tânără, probabil și frumoasă, dar este o moabită. Ceea ce o face total nedezirabilă, nedorită pentru a fi luată de nevastă, pentru că nu face parte din poporul lui Dumnezeu, pentru că face parte dintr-un popor care are o relație foarte proastă cu poporul lui Dumnezeu și nu are nici o perspectivă, această femeie tânără, pentru a se integra în societate și pentru a avea o familie, pentru că starea ei socială este de așa
natură. De fapt, viața ei nu era în siguranță. Ura care exista față de ea, față de semenii ei, era de așa natură încât viața ei și siguranța ei era dubioasă. Vedem în textul nostru că Naomi își face griji pentru ea, Boaz își face griji pentru ea atunci când ea merge ca să culeagă spice din ogor. În alte cuvinte, sunt două femei fără vreo perspectivă în viață, fără vreo șansă, omenește vorbind, în această viață, care încearcă pur și simplu să supraviețuiască. Din punct de vedere omenesc, capitolul 2 pare obișnuit, normal, tragic într-adevăr și trist, dar o poveste care este deseori întâlnită în lumea antică și deseori întâlnită și în lumea noastră. Nu este nimic inedit, nu este nimic deosebit. Pur și simplu, două femei văduve care se zbat să supraviețuiască. Și cu acest prilej, cu această zbatere pentru a avea hrană, a avea de mâncare, Rut ajunge să-l întâlnească pe Boaz. Și la sfârșitul capitolului ni se descoperă că acest eveniment, această întâlnire între Rut și Boaz, este deosebit de importantă. Cel puțin înțelegem la sfârșitul capitolului că este deosebit de importantă pentru Rut și pentru Naomi. Vom înțelege până la sfârșitul cărții Rut că este deosebit de importantă această întâlnire și pentru noi. Că în lanțul acesta vechi, la începutul creației, a evenimentelor planificate de Dumnezeu, nu poate lipsi o singură verigă. Că tot trebuie să se întâmple exact cum a planificat Dumnezeu. Și vă sfătuiesc să citiți în continuare capitolul 3 și capitolul 4 până duminica viitoare și să vedeți de ce este așa de important ca Rut și Naomi să ajungă la Betleem, ca Rut să-l întâlnească pe Boaz, ca Rut să se căsătorească cu Boaz, ca Rut să aibă un copil împreună cu Boaz. Veșnicia ta și veșnicia mea depinde de această întâlnire. Și vom înțelege lucrul acesta până la sfârșitul cărții. Mi se pare așa de frumos, deosebit de frumos, felul în care autorul acestei cărți abordează acest eveniment. Există o tensiune între perspectiva divină asupra ceea ce se întâmplă și perspectiva umană asupra acestor evenimente. Priviți în versetul 3. În versetul 3 autorul spune: ea s-a dus într-un ogor să strângă spice pe urma seceritorilor și s-a întâmplat, un fel foarte uman, foarte obișnuit de a vorbi, s-a întâmplat că ogorul acela era lui Boaz. Dar în versetul 1, înainte ca să ajungă la această întâmplare, parcă autorul nu poate conține informația care o are în el, bucuria de a cunoaște aceste lucruri. Și ni se spune în versetul 1, înainte ca să ni se spună această întâmplare, întâmplare care pare să fie doar o șansă, ni se spune că Naomi avea o rudă după bărbat. Acesta era un om foarte bogat din familia lui Elimelec și se numea Boaz. După care ni spune, s-a întâmplat că s-a întâlnit cu Boaz în ogorul lui. S-a întâmplat doar. Dar, apropo, era o rudă foarte bogată și exact problema lor era că erau sărace și n-aveau de mâncare și omul acesta avea un ogor plin de belșug și foarte mulți bani și era un om important și era și o rudă cu ei. Autorul parcă nu se poate conține, vrea să ne spună care este secretul capitolului 2. S-a întâmplat că a mers tocmai în ogorul lui Boaz, omul acesta foarte bogat și neam cu soțul lui Naomi. Practic, ce se petrece în acest pasaj este foarte simplu și foarte ușor de urmărit. Rut îi cere lui Naomi să o lase să meargă să culeagă spice și să strângă ceva ca ele să poată trăi. Și aici ar fi o lecție. La fiecare verset, la fiecare frază în această carte s-ar putea ține o predică întreagă. Ar fi o lecție despre relația între nuror și soacre, da? Și toate soacrele ar zice, a, nurorile trebuie să-și ceară voie, nurorile trebuie ca să asculte de soacra lor. Și toate nurorile ar zice, și bine ar zice, a, soacrele trebuie să fie credincioase, ca și Naomi, să fie un exemplu demn de urmat.
Naomi era un exemplu a unei femei credincioase încât Rut și-a pus viața în pericol să meargă cu ea. A văzut în ea un caracter dumnezeiesc care i-a confirmat prezența lui Dumnezeu în viața ei, lucrarea lui Dumnezeu în viața ei și faptul că Naomi era un instrument al Harului prin care ea a ajuns să-L cunoască pe Dumnezeu, să-L iubească pe Dumnezeu, să crească în acea dragoste. Așa că dacă ești o soacră și ești o asemenea soacră, te poți aștepta să ai o noră care vrea să te asculte și vrea ca să-ți ia părerea în considerare. Dacă ești doar o soacră așa, cum sunt soacrele, nu te mira că nora ta nu este interesată de ce ai tu să spui. Părerea ta nu este mai validă ca a ei sau ca altcuiva. Părerea ta este importantă ca și soacră dacă este o părere, un cuvânt care zidește, care este din partea lui Dumnezeu, care este din cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci te poți aștepta ca cei din familia ta, ca nurorile tale, ca să le ia în serios. Ar fi o predică întreagă doar pe acest subiect. Poate ar fi un ciclu de predici doar pe acest subiect. În al doilea rând, vedem această întâlnire între Boaz și Naomi în ogorul său și Boaz are milă de ea. Și la sfârșit, Rut relatează lui Naomi tot ceea ce s-a întâmplat și este dezvăluit pentru ea cine este Boaz și cât de important este omul acesta sau poate fi omul acesta pentru ele. Cam asta se întâmplă. La suprafață nu pare a fi mare lucru. Da? Un narativ simplu, un narativ normal, care se poate întâlni oriunde, oricând. Da? Haideți să mergem prin textul nostru și să vedem ce are Dumnezeu pentru noi sau o parte din ce are Dumnezeu pentru noi de învățat de aici. Da? Versetul 1 cu 1. Capitolul 2, versetul 1. Naomi avea o rudă după bărbat. Acesta era un om foarte bogat, foarte bogat, din familia lui Elimelec și se numea Boaz. Primul lucru care trebuie să stabilim este ce nu s-a întâmplat aici. Da? Ce nu s-a întâmplat aici. Ce nu s-a întâmplat și ce este foarte clar din textul nostru este că n-a fost aici vreun complot, așa ca într-o telenovelă, în care Naomi și cu Rut plănuiesc ca să ajungă cumva la Boaz, da? În care Naomi o învață pe Rut cum să-l seducă pe Boaz, cum ca să intre sub pielea lui, da? Cum să profite de bunătatea lui. Nu se întâmplă așa ceva. Autorul nu ne spune așa ceva. Autorul ne dă această informație la început ca noi să înțelegem ce se va întâmpla. Da? Ca noi să înțelegem felul miraculos în care lucrează lucrurile. Rut și Naomi n-au pus nimic la cale. Naomi nu îi spune Rut, du-te la Boaz, vezi că adresa ogorului este cu tare. Îl poți recunoaște că va fi îmbrăcat la costum. Da? Pune-te bine pe lângă el. Nu se întâmplă așa ceva. Pur și simplu este informație dată pentru noi, ca și narațiune, ca noi să înțelegem. Eu cred că ele și-au învățat lecția. Cred că și Naomi și Rut au capitulat înaintea lui Dumnezeu și așa cum zice Rut, facă Domnul cu mine ce o vrea. Nici nu le trece prin gând să încerce să mai rezolve ele problema în mod omenesc. Da? Rut pur și simplu merge la Naomi și zice, uite, vreau să mă duc să fac această slujbă, vreau ca să culeg spice, ca să avem ceva să mâncăm. Dar este ceva periculos pentru ea să meargă în ogor și să culeagă spice unde poate ca să fie agresată, unde poate să-și pună viața în pericol. Și Naomi până la urmă îi spune, da, du-te, fă această slujbă, dar nu există niciun complot, nicio înțelegere între ele și nici măcar nu se discută despre Boaz. Naomi nici nu-i trece prin gând că Boaz ar avea vreun interes ca să le facă vreo favoare. Da? Nici măcar nu-i trece prin gând. Ele nu mai încearcă să rezolve problema după înțelepciunea omenească, cum a făcut soțul lui Rut și cum a făcut soțul lui Naomi. Atenție! Asta nu înseamnă că ele nu fac nimic. Ele fac ceva. Vedem lucrul acesta. Săpun și muncesc. Rut merge și muncește. Dar nu încearcă să-și rezolve problemele prin uneltiri omenești. Așa cum foarte mulți am fi tentați ca să facem. Să fim sinceri. Când am citit versetul 1 și când am văzut că Boaz era un om foarte bogat, din familie cu Naomi, deja ne-au venit în cap ideile. Aha!
foarte bogat, ăstea au datorii, au probleme aici, se poate rezolva, se poate combina ceva, cu siguranță se va combina ceva. Mai ales nouă românilor. Noi avem combinațiile, variantele, șmecheriile în sânge. Noi totdeauna găsim o variantă, o combinație. Ăla-i văr cu ăla-i neam cu ăla, a fost coleg cu tata, o duce bine, are niște pile, rezolvăm problema. Și ne-a trecut probabil și nouă prin cap, Boaz, ăsta e soluția. Dacă cumva Ruth și Naomi s-ar putea pune bine cu Boaz, dacă cumva Ruth este tânără, este frumoasă, dacă cumva. Dar așa ceva nu se petrece aici. Autorul nu ne dă niciun indiciu în acest prim verset că așa ceva s-ar fi întâmplat. Ci pur și simplu ne ajută ca să înțelegem ce se va întâmpla atunci când Ruth ajunge în ogorul lui Boaz și faptul că aceasta nu a fost o simplă întâmplare. De fapt, este important pentru noi să înțelegem din cartea Ruth că nu există simple întâmplări. Nu există simple întâmplări. Tot ceea ce nouă, pur și simplu, ni se întâmplă. Și noi am spune că pur și simplu ni s-a întâmplat. Și cât de des nu zicem lucrul acesta. Venim acasă, dragă, să vezi ce mi s-a întâmplat astăzi. Nu o să-ți vină să crezi. Fantastic ce s-a întâmplat astăzi cu mine, da? Că toate lucrurile acestea care noi avem impresia că pur și simplu doar s-au întâmplat, se întâmplă pentru că Dumnezeu le-a rânduit să se întâmple. Și de aceea autorul cărții Rut ne dă acest detaliu în primul verset. Să înțelegem că nu este chiar la întâmplare. Că este prea fenomenal să ajungă chiar în ogorul lui Boaz, neamul lor care era bogat. Da? Prea fenomenal. Prea mare coincidența să întâmple așa ceva. Și vedem în narativul nostru, la versetul 2 și 3, Rut Moabit a zis către Naomi, lasă-mă te rog să mă duc să strâng spice de pe câmpul aceluia înainte căruia voi căpăta trecere. Ea a răspuns, du-te, fica mea. Ea s-a dus într-un ogor să strângă spice pe urma secerătorilor și s-a întâmplat că ogorul acela era lui Boaz, care era din familia lui Elimelec. Vedem aici o combinație între porunca și providența lui Dumnezeu. Grija lui Dumnezeu față de cei săraci, față de cei necazi, față de copiii lui, care vine prin porunca și prin providența, prin implicarea directă a lui Dumnezeu. Dumnezeu este un Dumnezeu al milei, al compasiunii față de cei săraci, față de cei care se află în suferință. Și prin porunca lui, prin cuvântul lui, lasă în poporul Israel o lege care spune că cei săraci trebuie ca să fie îngrijiți într-un fel de societate. În Levitic, capitolul 19, de la versetul 9 la 10, avem această poruncă. Când vei secera holdele țării, să lași nesăcerat un colț din câmpul tău și să nu strângi spicele rămase pe urma secerătorilor, nici să nu culegi strugurii rămași după cules în via ta și să nu strângi boabele care vor cădea din ei, să le lași săracului și străinului. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Dumnezeu, prin cuvântul său, prin porunca lui, creează un cadru creat să protejeze pe cei sărași și pe cei nenorociți din societate, pe cei străini, pe cei care nu au nimic. Dacă citiți acasă, de exemplu, Levitic, capitolul 25, veți vedea acolo despre anul de veselie. Un an stabilit de Dumnezeu în care să reglementeze problemele socioeconomice din cadrul societății lui. Ce se întâmplă atunci? Timp de 50 de ani, da, pământurile se puteau vinde, se puteau transfera de la un proprietar la altul. Atunci când poporul a intrat în țară, Dumnezeu a împărțit toate pământurile pe familie. Fiecare avea holdele lui, ogoarele lui, viile lui, da, date de la Dumnezeu la fiecare familie. Timp de 50 de ani puteai să faci comerț, puteai să faci agricultură, puteai să le dai în chirie, puteai să le vinzi, să le transferi. Dar la al 50-lea an, totul mergea înapoi la normal, la început. Totul se reseta. Da? Sunt un pic socialist, nu? Pentru urechile noastre moderne, vestice deja, chiar și în România, sunt un pic socialist. Stai un pic. Eu să muncesc 50 de ani,
să pornesc așa ca la Monopoly, da? Toți pornim cu aceeași sumă de bani, aceleași proprietăți, aceeași piese pe, da? Și tratăm și negociem și trișăm și la sfârșit, când unul are cele mai multe proprietăți pe tablă, vine anul 50, se resetează tot. Hei, stai un pic! Eu am trișat, eu am furat, eu am înjurat, eu am făcut aia. Pe de altă parte, poți vedea cum dacă lucrurile ar sta așa, ai fi un pic mai puțin motivat să furi, să înșeli, să înjuri, să faci excrocherii, dacă știi că oricum la al 50-lea se resetează tot, nu? Altfel te-ai uitat la lucruri. Și Dumnezeu, ca să asigure că nu există discrepanțe imense din punct de vedere socioeconomic, creează acest sistem în care la 50 de ani datoriile se iartă. Dacă ai ajuns într-un fel de robie în care n-ai putut să plătești datoriile și a trebuit ca să muncești pentru datoriile tale, în al 50 de ani se iartă. Da? Toată lumea este iertată. Dacă ți-ai pierdut toate pământurile și ai ajuns fălit, există posibilitate pentru răscumpărare. În legea lui Dumnezeu există mecanisme în cadrul poporului Dumnezeu prin care să fie restaurare, prin care ca să fie o grijă pentru cei săraci, pentru cei la marginile societății. Prin porunca lui Dumnezeu, Dumnezeu creează un cadru în care să protejeze pe cei săraci, pe cei nenorociți, pe cei străini. Rut și Naomi sunt beneficiare ale acestei porunci. Și Rut merge să strângă spice ca să aibă ceva pentru a mânca, pentru a supraviețui. Și beneficiază de cadrul acesta creat prin cuvântul lui Dumnezeu. Dar nu doar de atât. Vedem că ele beneficiază de providența lui Dumnezeu. De providența lui Dumnezeu, da? Providența lui Dumnezeu este grija lui Dumnezeu personală pentru toate detaliile a vieții noastre. Este mai mult decât doar a crea un cadru legal, decât doar a da o poruncă. Este realitatea că El ne iubește și se îngrijește în mod specific și în mod personal de fiecare detaliu din viața noastră. Nu doar a fost un cadru, nu doar a fost o poruncă, ci Dumnezeu a asigurat că lucrurile s-au întâmplat în așa fel încât Rut să ajungă în ogorul lui Boaz. Și am putea ca să cităm zeci de versete din Sfânta Scriptură care ne arată că Dumnezeu este preocupat de cele mai mărunte aspecte ale viețile noastre. Zilele care le trăim, părul care ne cade din cap, da? Păsările nu cad din ceruri, fără ca Dumnezeu să hotărască aceste lucruri. Dumnezeu în providența Lui nu creează doar cadre în care să funcționăm, ci să asigură că tot este rânduit după buna plăcerea voii sale, după planul său, spre binele celor ce iubesc pe Domnul nostru Iisus Hristos. Da? Este important de înțeles acest lucru. Este important să înțelegem că nu este suficient pentru problema lui Ruth și lui Naomi doar faptul că exista un cadru legal. Da? Nu este suficient pentru ele. Este important să înțelegem că este nevoie ca Dumnezeu să intervină în viața lor și să rezolve această problemă. Puneți-vă o simplă întrebare. Credeți că toți aplicau legea aceasta în mod egal sau în mod corect? Credeți că Ruth ar fi fost în siguranță și ar fi fost primită în orice ogor din țară? Nu! Știm lucrul acesta pentru că textul nostru ne spune că ea n-ar fi fost în siguranță sau ar fi fost într-o situație foarte dificilă în alt ogor. Și totuși s-a întâmplat să fie în ogorul lui Boaz unde să fie primită bine. Sau credeți că orice muncitori a oricărui stăpân ar fi tratat-o pe această femeie cu respect și ar fi protejat-o? Țineți cont! Boaz nu era de față când Rut ajunge să culeagă spițe. Și cel care este pus de Boaz să conducă muncitorii, ce face? O primește, o acceptă, o protejează până când vine stăpânul. Dacă până în acel moment nimerea în alt ogor, unde cel care era șef peste slugi era un excroc și dădea una în cap și murea, sau o viola,
sau o răpea, sau cine știe ce făcea cu ea. Dar s-a întâmplat că Ruth se află cu Naomi în Betleem, unde Dumnezeu a creat un cadru legal pentru cei sărași și pentru cei străini, și s-a întâmplat că ea merge exact în ogorul în care trebuie să fie, care este deținut de omul care trebuie să fie acolo, și sluga lui care trebuie să fie acolo o primește, o protejează până când vine Boaz și el arată favoare față de Ruth. S-a întâmplat. Oare? Oare doar s-a întâmplat? Sau vedem prin tot ceea ce se întâmplă și tot ceea ce este istorisit aici, că nu doar s-a întâmplat, ci că totul a mers exact cum Dumnezeu a planificat ca să meargă. Totul este conform planului Dumnezeu. Este un mare har și un mare beneficiu să te cunoști iubit în acest fel providențial din partea lui Dumnezeu. Și eu și cu tine suntem beneficiarii harului lui Dumnezeu în mod providențial. Dumnezeu nu ne-a dat doar o șansă. Dumnezeu nu a creat doar un cadru, nu a dat doar o lege. Ci Dumnezeu ne-a iubit în mod personal, în mod providențial. Dumnezeu s-a implicat în toate aspectele a vieții mele și a vieții tale ca să ne conducă viața acolo unde este după planul său și spre binele nostru. Un mare har să te cunoști iubit în acest sens. Versus... Dumnezeu a creat universul acesta, te-a pus în el, ăstea-s regulile jocului, descurcă-te. Nu este aceeași dragoste. Nu este aceeași relație cu Dumnezeu. Ruth este arătată și Naomi sunt arătate ca și fiind iubite în mod personal și providențial din partea lui Dumnezeu. Beneficiază de porunca lui Dumnezeu, de cuvântul lui Dumnezeu, dar și prin providența personală a lui Dumnezeu. Și câte nu ni s-au întâmplat și nouă, sau mai bine spus, câte nu a întâmplat Dumnezeu pentru noi. Puneți-vă întrebarea, s-a întâmplat oare, doar s-a întâmplat să fii născut în România, să știi citi, să ai acces la o Biblie, să faci parte dintr-o familie credincioasă și dintr-o familie ortodoxă dacă faci parte? Este un har deosebit de mare în comparație cu posibilitatea care... Total, obiectiv vorbind, este egală să te fi născut în Congo, unde nu este o Biblie, unde n-ai fi învățat să citești, unde părinții tăi nu te-ar fi spus despre dragostea Domnului Iisus Hristos. Cu toate greșelile teologice care le-au mai băgat ei pe acolo. Dar ți s-a zis, ți s-a pus o Biblie în mână din momentul în care ai putut citi. Ți s-a întâmplat, oare, doar s-a întâmplat, inclusiv în seara aceasta, să fii prezent în casa lui Dumnezeu? Și altul să nu fie? Sau să nu fii în spital? Sau în morgă? Sau în cimitir? Ești beneficiarul providenței lui Dumnezeu. Ești beneficiarul harului Dumnezeu în mod deosebit, personal și special. Și este important ca să înțelegi lucrul acesta, pentru că este o binecuvântare deosebit de mare să te știi iubit în acest fel. Să te știi un copil al lui Dumnezeu. Pentru care Dumnezeu are un plan cu viața ta, cu tot ceea ce se întâmplă și îl duce la bun sfârșit. Ceea ce urmează este întoarcerea lui Boaz, versetul 4, versetul 7. Boaz revine în ogorul lui. Boaz se află în Betleem, ogorul undeva la periferia Betleemului probabil, și Boaz vine să vadă cum merge treaba, dar ce se întâmplă cu muncitorii lui. Textul ne spune și iată că Boaz a venit din Betleem și a zis secerătorilor, Domnul să fie cu voi. Imediat ne dăm seama că ăsta e un alt fel de șef, un alt fel de businessman. Da? Domnul să fie cu voi. Ei au răspuns, Domnul să te binecuvinteze. Și Boaz a zis slujitorului însărcinat cu privegherea secerișului, a cui este tânăra aceasta? Slujitorul însărcinat cu privegherea secerătorilor a răspuns. Este o tânără moabită care s-a întors cu Naomi din țara Moabului. Ea a zis, dă-mi voie să strâng și să culeg spice dintre snopi rămase pe urma secerătorilor. Și de azi dimineață de când a venit, a stat în picioare până acum și nu s-a odihnit decât o clipă în casă. Există aici o complexitate, o diversitate de interacțiuni, de dinamică în acest text, fenomenală. Și am putea să stăm aici 3, 4, 5 predici doar pe aceste interacțiuni.
această dinamică care ne se prezintă, de exemplu, între Boaz și slujitorii lui și angajații lui. Și iată că Boaz a venit din Betleem și a zis secerătorilor, Domnul să fie cu voi. Ce dinamică fantastică între omul acesta și slujitorii lui. Iar ei răspund, Domnul să te binecuvinteze. Omul acesta, evident, este pocăit nu doar la biserică, ci și în munca lui, în business-ul lui, în firma lui. Și efectul acestei dinamici între el și angajații lui este evident. Relația între stăpân și muncitor se vede clar ca și având un efect. Pentru că vedem felul în care ei răspund la salutul lui. Și pentru că vedem că acești muncitori arată har și arată compasiune față de Rut în absența stăpânului lor. Cum știau ei că Boaz nu va fi nefericit? Cum știau ei că Boaz nu va veni și va spune, hei, ce-i cu femeia asta aici? De-aia vă plătesc eu, să păziți pe asta? Pentru că cunoșteau caracterul lui Boaz. Pentru că știau cine este șeful lor. Pentru că aveau o interacțiune constantă cu el. Și știau că este un om temător de Dumnezeu. Boaz nu este prezent când apare Rut în ogorul său. Și este șeful acestor muncitori care o lasă să strângă spice, care o ține în siguranță până când vine Boaz. Dinamica între slujitor și Boaz este alta care poate fi explorată. Dinamica între slujitor și cei săraci, Rut în cazul acesta. Credeți că toți cei care lucrau la seceriș s-ar fi comportat la fel față de Rut, cum s-au comportat acești oameni? În niciun caz. Pentru că Boaz este îngrijorat ce s-ar putea întâmpla cu Rut dacă merge în alt ogor. Oamenii aceștia aveau un anumit caracter. Format unde? Format în casa acestui om. Format în casa acestui om. Dinamica între Boaz, un om descris ca și fiind foarte bogat, și cei săraci. Boaz nu numai că împlinește legea față de Rut, ci merge dincolo de lege și arată favoare și compasiune față de ea, care nu este cerută din partea legii. Cât ne-ar putea învăța pe noi, care fiecare dintre noi, în societatea noastră, în comparație cu ceea ce se întâmplă global vorbind, am putea fi descris ca și deosebiți de bogați. Deschideți un canal de știri și vedeți ce se întâmplă în alte părți ale lumii. Vedeți cum oamenii mor de foame. Mor de la boli care în România se pot rezolva cu medicamente date gratis la farmacie. Și imediat vei realiza că și eu și tu și fiecare dintre noi suntem deosebiți de bogați. Ce dinamică avem noi? Ce relație avem noi cu cei săraci din jurul nostru? Boaz ne-ar putea învăța foarte mult din această perspectivă. Vedem dinamica și relaționarea între Rut și circumstanța în care se află Rut. Dumnezeu, într-adevăr, creează acest cadru prin porunca sa, prin cuvântul său. Dumnezeu întâmplă lucrurile prin providența sa, ca ea să ajungă în ogorul lui Boaz. Dar știți ce face Rut? Rut muncește. Rut e arătată ca și lucrând de dimineață până seară și doar cu o scurtă pauză. Rut nu stă și zice, ei, asta e soarta, asta e. Rut nici măcar nu merge și culege un pic, mănâncă, se satură și zice, acum gata, stau. Rut muncește. Întâmpină soarta ei cu efort, cu consecvență, cu perseverență. O, când am putea noi învăța de la atitudinea ei despre felul în care noi ar trebui să întâmpinăm problemele din viața noastră, suferințele din viața noastră, lipsurile din viața noastră. Ne se dă o lecție deosebită despre providența lui Dumnezeu, perseverența noastră și prosperitatea vieții. Există o lecție foarte bună aici despre felul în care ar trebui să ne raportăm la adversitate. Fie la adversitate fizică sau fie la adversitate spirituală. A ne baza pe providența lui Dumnezeu nu înseamnă în niciun caz a fi leneș. Nu înseamnă. Eu nu mai trebuie să fac nimic, eu nu mai trebuie ca să mișc un deget, eu mă bazez pe providența lui Dumnezeu, frate. Asta fac. Avem o lecție deosebit de bună. Că noi trebuie ca să lucrăm. Că noi trebuie ca să ne implicăm. Că noi trebuie să ne străduim. Bazându-ne pe dragostea și pe providența lui Dumnezeu. La fel cum face Rut. Nu înseamnă să stai și să bei cafele, metaforic vorbind, și să spui, știi frate, ce-a fi, a fi.
Ce-a fi, a fi. Oricum ce va fi, va fi. Problema e cum te raportezi tu la situația în care te afli. Și vorbesc aici fizic și vorbesc aici și spiritual. Foarte mulți stau în foamete, chiar spiritual vorbind, pentru că sunt leneși. Stau de vorbă cu frați din biserică, din afara bisericii. Frate, am așa o stare, ăsta așa pe nicăieri. Și ce faci, frate, ca să rezolvi starea asta? Frate, aștept să îndure Domnul de mine. Bun, hai să te număr cum s-a îndurat Domnul de tine, da? Ți-a revelat cuvântul, ți-a dat frați, ți-a dat o biserică, ți-a dat instrumentele Harului care sunt accesibile pentru tine întotdeauna, da? Te mustră, acum, prin starea în care te afli și semnalează că trebuie ca să faci ceva. Și aș putea ca să fac o listă enormă de toate felurile în care Dumnezeu, și prin cuvântul Său, prin decretul Său, și prin providența specială, s-a îndurat de acea persoană. Și el stă și zice, frate, ce să fac acum? Dacă Domnul să aibă milă de mine, bine, dacă nu o să fiu un nenorocit toată viața. Spiritual sau fizic vorbind, da? Foarte mulți oameni trăiesc în sărăcie, fizică sau spirituală, pentru că pur și simplu sunt leneși. Nu pot fi deranjat să depun un efort. Și ce este mai strigător la cer este că dau vina pe credința lor. Frate, eu mă încred în Domnul. Eu mă încred în Domnul, frate. Eu n-am. Ați auzit și voi oameni, da? Mai ales în cercurile astea mai harismatice. Domnul mi-a prorocit că vei avea grijă de mine. Eu nici nu mai îmi caut de lucru. Ești un cretin. Biblia spune, cine nu muncește, să nu mănânce. Orice proroc ți-a spus altceva este de la Satana. Să fie foarte clar. Omul acela care nu merge să-și caute de lucru pentru că așteaptă mană din cer, să aștepte să moară de foame, că asta spune Biblia. Sau în biserici. Oameni care stau și să vaietă ani de zile. Frate, n-am crescut, nu cresc, nu știu ce cu mine, spiritual. Nu cresc, nu. Când ai făcut ceva? Ai depus un efort? Ai mișcat ceva? Păi nu, frate, dar aștept ca să facă Domnul ceva. Și n-a făcut Domnul în viața ta? Nu poți să vezi toate felurile deosebite în care Dumnezeu lucrează în viața ta? Este o lecție deosebit de bună. Despre realitatea că împreună cu providența lui Dumnezeu, împreună cu harul lui Dumnezeu, Dumnezeu a rânduit ca și noi să fim implicați. Și într-adevăr, tot ceea ce facem, facem prin puterea care El ne-o dă. Și într-adevăr, despărțiți de El, nu putem face absolut nimic. Și într-adevăr, El dă și voința și înfăptuirea. Dar trebuie să voiești să faci ceva. Dacă nu voiești, cere lui Dumnezeu. Dacă n-ai voință, cere lui Dumnezeu. Dacă n-ai putere să înfăptuiești, cere lui Dumnezeu. Frate, eu nici voința să cer voința nu am. S-ar putea ca să n-ai nicio treabă cu Dumnezeu. S-ar putea să n-ai nicio treabă cu Dumnezeu. S-ar putea ca să nu cunoști pe Dumnezeu și El să nu te cunoască pe tine. Providența lui Dumnezeu nu este o scuză pentru lenevia spirituală și lenevia fizică. Providența lui Dumnezeu este cea mai mare încurajare pentru a acționa. Cum a putut Rut să-și pună viața în pericol, să meargă afară în această cetate, pe aceste ogoare, știind că s-ar putea să întâmple lucruri oribile și să-și ia viața în dinți și să meargă să facă acest lucru? Cum a putut? Bazându-se pe providența și pe paza care o are din partea lui Dumnezeu. Dar s-a luat și s-a dus, da? Din versetul 8 la versetul 9 avem punctul culminant al capitolului, sau unul dintre ele. Boaz în sfârșit interacționează cu Rut. În sfârșit se întâlnesc, da? Este ca și un fel de poveste de dragoste și este punctul în care toți am așteptat în sfârșit să se întâlnească, în sfârșit să se cunoască, da? Povestea s-a tot avansat și acum în sfârșit acești doi se întâlnesc și urmează să vedem ce se întâmplă. Boaz a zis către Rut, ascultă fiica mea, să nu te duci să culegi spice în altogor, să nu te depărtezi de aici și să rămâi cu slujnicile mele. Uită-te unde vor secera pe câmp și du-te după ele. Am poruncit slugilor mele să nu se atingă de tine. Și când îți va fi sete, să te duci la vasă și să bei din ce vor scoate slugile. Boaz și Rut interacționează aici pentru prima dată. Și ceea ce urmează să vedem este o interacțiune de har și de recunoștință. Boaz se raportează cu bunătate față de Rut. Merge cu mult dincolo de ceea ce îi se cere
de ceea ce îi se cere prin lege. Este evident că ce se petrece aici între Boaz și Rut este un act de compasiune, de dragoste și nu de îndatorare. Boaz nu face ceea ce face doar pentru că este dator. Și harul lui Dumnezeu de asemenea este întotdeauna liber. Dumnezeu nu este obligat să ne iubească. Dumnezeu nu este obligat să ne arate favoare. Rut, în schimb, reacționează așa cum se cuvine să se reacționeze atunci când ești beneficiarul harului. Uitați ce spune Rut. Atunci s-a aruncat cu fața la pământ și a zis: cum am căpătat eu trecere înaintea ta ca să te îngrijești de mine, o străină? Rut nu se întoarce la Boaz și spune: hei, stai un pic, Boaz, ce crezi că ai făcut mare lucru? Păi nu scrie în legea ta că tu trebuie să te îngrijești de mine? Nu scrie în legea ta că tu trebuie să lași un colt din ogor? Nu scrie în legea ta că eu am dreptul ca să vin și să culeg spicele? Te crezi macho acum că te-ai îngrijit de mine? Rut nu spune asta. Confruntată cu harul, cu favoarea care o primește din partea lui Boaz, ea este copleșită de această favoare. Ea este copleșită și se aruncă la picioarele ei și spune: nu știu cum am căpătat favoare înaintea ta. Este reacția corectă atunci când ne întâlnim, cu favoarea lui Dumnezeu. Rut recunoaște starea ei. Rut recunoaște situația ei și faptul că nu îi se cuvine nimic. Ea spune: eu sunt o străină. Și ea a zis: să capă trecere înaintea ta, domnul meu, căci tu m-ai mângâiat și vorbele tale au mers la inima slujnicei tale. Și totuși eu nu sunt nici măcar ca una dintre slujnicile tale. Începem să vedem că se dezvoltă o tipologie aici. O tipologie evidentă între Boaz, care devine din ce în ce mai pregnant, vizibil, ca și un răscumpărător, ca și cel care oferă harul, este un tipar al Domnului Iisus Hristos, iar noi suntem reprezentați în Rut, noi suntem străini, sortiți pierzării, fără vreun merit, fără vreo șansă. Ce trist este astăzi să vezi credincioși care s-au obișnuit cu harul lui Dumnezeu, care ajung să creadă că li se cuvine. Au citit în Biblie, da? Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea ca oricine crede să nu piară. Și în loc ca asta să-i străpungă în inima lor și să prăbușească cu față înaintea lui Dumnezeu și să spună: măreție și câtă dragoste poți avea față de mine încât să nu mă nimicești. Deci asta e formula. Asta e formula. Eu am crezut, tu ești dator să mă iubești. Mare lucru! Ne-am obișnuit cu ideea că Dumnezeu trebuie să revarse dragostea Lui peste noi. Da, orice cine crede nu va fi nimicit. Întrebarea ei: de ce tu crezi? De ce nu faci parte din miliardele de oameni care n-au auzit numele Iisus Hristos vreodată? Asta ar trebui să-ți dea palpitații în fiecare zi. De ce eu cred? De ce eu sunt răscumpărat? De ce pe mine? Nu, e simplu, frate, e simplu. Oricine crede, eu sunt oricine, eu cred, ăsta e sistemul. Blasfemie înaintea lui Dumnezeu. În acel sistem, singura ta șansă este să ajungi în iad. Fiecare dintre voi. Eu eram sortit pentru fundul iadului, dacă ăsta e sistemul. Pentru că nu pot să cred. Pentru că nu pot să-L iubesc pe Dumnezeu. Pentru că nu mă pot pocăi de păcatele mele. Și Dumnezeu, în ciuda acestui fapt, mi-a dăruit credința, care a cumpărat-o pe cruce prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Dacă asta nu-mi dă palpitații, n-am înțeles harul lui Dumnezeu. Harul a devenit un cadru legal care mi se cuvine. Un fel de alocație dată de stat care mi se cuvine. Mă duc la primărie și zic: unde-s banii? Legea spune că am voie la 100 de lei pe lună. Unde-s banii? Dumnezeule, unde-s banii? Eu mi-am făcut parte, tu-ți faci partea, suntem chit. Nu ăsta e harul? Harul este recunoașterea că suntem străini de Dumnezeu. Că n-avem vreun merit înaintea lui Dumnezeu. Și că legea lui Dumnezeu nu ne poate ajuta cu nimic și doar ne condamnă. Și în ciuda acestor realități, El ne dă har. El ne dă dragoste. El ne dă răscumpărare. Dacă n-ai realizat aceste lucruri,
Posibil să fii totuși un beneficiar a Harului, dar nu te bucuri de Harul care l-ai primit. Nu te afectează, nu te impactează, nu te transformă în lăuntrul tău așa cum ar trebui ca să se întâmple. Vedeți, Rut nu apelează la nimic ca să justifice Harul care l-a primit. Nu vine și spune, hei, am avut și eu o inițiativă. Am mers la cules de spice. Nu vine și spune, da, Boaz s-a comportat foarte frumos cu mine, dar eu am ales ogorul. Puteam să-mi duc la orice ogor. M-am dus la lui. Nu vine și spune, hei, eu am lucrat neîncetat. Fără măcar să iau o pauză de masă, eu am lucrat neîncetat. Rut nu justifică nimic înaintea harului primit de la Boaz. Nu are vreo convingere că iar avea vreun merit pentru tratamentul favorabil care îl primește. De asemenea, și noi ieftinim harul lui Dumnezeu când ajungem să credem că am contribuit ceva, că am făcut ceva ca să declanșăm harul lui Dumnezeu față de noi, ca să merităm, măcar așa un pic. Nu mult, frate, dar știi, am ales să merg la biserică. Și cum ai ajuns tu să faci acea alegere? Am ales să citesc din Biblie. Știi unde ai avut tu acea Biblie? De la mama. Și unde a avut maică-ta Biblia aia? Da? Și de ce a fost maică-ta mama aia și nu altă mamă? Care nu ți-ar fi dat Biblia. Este o blasfemie, un afront la adresa lui Dumnezeu să nu recunoști că n-ai făcut nimic și că nu ești în stare să faci ceva care să-L îndatoreze pe Dumnezeu să-ți arate favoare. Această stare de smerenie declanșează har peste har. Recunoașterea harului Dumnezeu, smerenia cuvenită înaintea harului, atrage mai mult har. Aceea Proverbe 3:34 ne spune că celor smeriți Dumnezeu le dă har. Nici nu știi câtă binecuvântare ai ratat prin simplu fapt că ești orb față de binecuvântarea care deja ai primit-o de la Dumnezeu. Nu te poți bucura de tot harul care Dumnezeu ți l-a dat pentru că nu-l vezi. Pentru că te protejezi de aceste adevăruri. Pentru că eul tău nu vrea ca să vadă cât de stricat ai fost, cât de nenorocit ai fost, cât de disperat ai fost, cât de fără merit ai fost. Și totuși Dumnezeu a arătat har și dragoste față de tine. Relaționarea corectă față de harul lui Dumnezeu te face beneficiarul lui har înnoit. Priviți ce se întâmplă între Rut și Boaz când Rut reacționează în acest fel. Boaz poruncește slugilor sale nu doar să o lase să culeagă, nu doar să o păstreze în siguranță, să-i dea apă și tot ceea ce are nevoie ca să-și strângă recolta, dar după ce ea reacționează față de bunătatea lui, în felul acesta, cu umilință, cu căderea în fața lui, cu recunoștință, priviți ce face Boaz. Versetul 14. La vremea prânzului, Boaz a zis către Rut, apropie-te, mănâncă pâine și moaie-ți bucata în oțet sau în vin. Ea a așezut lângă secerători, i-au dat grăunțe prăjite, a mâncat și s-a săturat și ce a rămas a strâns. Apoi s-a sculat să culeagă spice, Boaz a dat următoarea poruncă slujitorilor săi. Lăsați-o să culeagă spice și între snopi și nu opriți. Și chiar voi să scoateți din snop câteva spice, să o lăsați să culeagă spice și să nu înfruntați. Ce transformare a situației fenomenală și drastică. O străină marginalizată, fără vreo speranță, ajunge totuși, prin întâmplare, sub protecția lui Boaz. Primește protecția lui, favoarea lui, o sursă de hrană și când ea reacționează cu recunoștință și cu har, lucrurile merg un pas mai departe. Această străină, această femeie marginalizată în societate, ajunge să stea la masă cu Boaz. Îl merge după ea și o aduce să mănânce împreună cu ei. Știți care este atitudinea și comportamentul lui Rut în continuare? Nu îi se urcă la cap. Ei, dimineața eram un nimeni. Acum e clar că Boaz are ceva pentru mine. Și a pus Domnul ochii pe mine.
Da? Acum relax. Ce face Rut? Asta face, zice, hei, pilot automat, spiritual, m-am botezat, ce mai contează? Nu. Rut merge înapoi și culege spice până la sfârșitul zilei fără vreo pauză. Muncește în continuare. Profită, între ghilimele, de harul care îi se arată. Ce facem noi cu harul lui Dumnezeu? Profităm de el? Cum reacționăm față de harul lui Dumnezeu? În așa fel încât Dumnezeu să revarse har peste har peste har, cu umilință, cu smerenie? Sau suntem așa pe pilot automat, baptist? Frate, da, harul a fost atunci când l-am primit pe Domnul. E ok. Și de ce nu mai primești har? Peste har, peste har. Pentru că nu ești mulțumitor pentru harul care l-ai primit. Pentru că nu te smerești în fața lui Dumnezeu și în fața harului care l-a revărsat în viața, în viața ta. Rut merge înapoi, versetul 15, apoi s-a sculat să culeagă spice. Și Boaz a dat următoarea poruncă. I-a cules spice de pe câmp până seara și a bătut ce culese și a ieșit aproape o efă de orz. Perseverență, muncă, consecvență. Așa de mult din binecuvântarea lui Dumnezeu este risipită de noi, și fizic și spiritual, pentru că ne oprim când am scăpat de primejdea imediat. Fizic, avem o problemă, strigăm către Dumnezeu, vedem așa un pic de lumină la sfârșitul tunelului, gata. Spiritual, avem o stare așa în care ne simțim apăsați, ne simțim judecați, realizăm, suntem cercetați că nu suntem într-o stare spirituală bună, zicem două, trei rugăciuni, ne spălăm conștiința un pic, pauză. 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 Rut nu face asta. Rut ia tot harul care îi se acordă. Și cum zice Apostolul Pavel, a muncit mai mult decât toți, dar nu eu, ci harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat. Perseverență, muncă și consecvență. Culege până seara, bate ce a cules. Bate ce a cules. Încă mai este multă recoltă din ceea ce ți-a dat Dumnezeu. Dacă poți ca să vezi harul lui Dumnezeu. Capitolul merge spre încheiere și Rut se întoarce acasă la soacra ei și aici vedem interacțiunea între Rut și Naomi și lucrurile începe să dezvăluie și să înțeleagă mai bine tot ceea ce s-a întâmplat. Versetul 18. Ea a intrat în cetate și soacra s-a văzut ce culesese. Rut a scos și rămășițele de la prânz și le-a dat. Soacra sa i-a zis, unde ai cules aceste spice și unde ai muncit? Binecuvântat să fie cel ce s-a îngrijit de tine. Naomi este impresionată de ceea ce a cules. A fost mult. Și de faptul că avea mâncare la pachet. Ceva nu-i se părea ok, normal. Ceva s-a întâmplat aici. Cum vine fata asta cu atâta recoltă și cu mâncare la pachet? Nu-i normal. Și este curioasă să înțeleagă ce s-a întâmplat. Și Rut a spus soacrei sale la cine muncise. Omul la care a muncit azi, a zis ea, se numește Boaz. Naomi a zis nurorii sale, să fie binecuvântat de Domnul care este plin de îndurare pentru cei vii, cum a fost și pentru cei ce au murit. Omul acesta este rudă cu noi. Este rudă cu noi. I-a mai spus Naomi, este din cei ce au drept de răscumpărare asupra noastră. Capitolul 2 se încheie cu această mare revelație. Omul acesta este rudă cu noi. Este din cei ce au drept de răscumpărare asupra noastră. Rut merge acasă la soacra ei și povestește această întâmplare fabuloasă de necrezut. Și așa este și experiența noastră. Harul lui Dumnezeu, felul minunat de lucru al lui Dumnezeu este deseori un mister pentru noi. Este deseori ascuns de noi, nu ne dăm seama. Ne povestim unul altul ce ni s-a întâmplat și nici măcar nu am realizat cum a lucrat Dumnezeu până când este dezvăluit pentru noi. Iar Naomi dezvăluie realitatea lucrurilor și spune, o fiica mea, ogorul acela nu este orice ogor și omul acela nu este un oarecare om, ci întâmplarea aceasta nu este doar o întâmplare.
Tot ceea ce s-a întâmplat face parte din planul lui Dumnezeu pentru răscumpărarea noastră. Naomi realizează că omul acesta este cheia prin care ele pot să fie răscumpărate. Ce este ideea aceasta? Este unul dintre cei care are dreptul de răscumpărare asupra noastră. Foarte simplu. Atunci când o femeie rămânea văduvă, fratele soțului ei avea responsabilitatea și dreptul ca să o ia de nevastă dacă nu era căsătorit. Și dreptul acesta de a o răscumpăra-o, inclusiv de a îi plăti datoriile și a lua toată averia care ea nu mai avea drept asupra acea avere, mergea la fratele acela. Dacă el nu era în viață sau dacă era deja căsătorit sau alte motive, mergea pe linie. Da? Și era o linie de răscumpărători care puteau ca să răscumpere toată averia pierdută, cu condiția că trebuia ca să o ia de nevastă. Da? Și Boaz este unul dintre aceștia. Acum țineți cont. Nimeni nu vroia nici pe Naomi, nici pe Rut. Nimeni. Erau oameni în Betleem care aveau acest drept de răscumpărare. Erau oameni care poate se gândeau că ar fi un business bun să răscumperi fără dobândă, da, toate averile acestei familii, dar nimeni nu vroia aceste femei. Nu s-ar fi atins de ele. Și atunci mai bine să nu se atingă de avere. Dar Naomi realizează că Dumnezeu a călăuzit lucrurile în așa fel încât Rut și Boaz să întâlnească și Boaz să arate har și favoare față de Rut. Ea realizează că Dumnezeu are un plan pentru răscumpărarea lor. Da? Te-ai gândit vreodată la aceasta? La felul în care Dumnezeu lucrează în viața ta, necunoscuție, pentru răscumpărarea ta, pentru răscumpărarea din situațiile în care te afli. Felul care a lucrat pentru răscumpărarea din păcatul în care te-ai aflat. Felul care a lucrat în mod necunoscuție, ca tu să intri în contact cu Evanghelia, ca tu ca să auzi Evanghelia predicată, ca tu să crezi, ca familia ta să fie răscumpărată. La felul în care se folosește de tine, de multe ori în felul în care tu nu vei ști vreodată, pentru răscumpărarea altora, care prin tine ajung să-L cunoască pe Dumnezeu, care prin tine ajung să fie beneficiar a harului Dumnezeu. Dumnezeu are un plan și se folosește în harul Său și în providența Sa, inclusiv de tine, chiar dacă tu nu știi. Chiar dacă acest adevăr nu va fi dezvăluit pentru tine decât în veșnicie. Poți fi sigur că Dumnezeu se folosește de fiecare dintre noi pentru a răscumpăra. La fel cum s-a folosit de Boaz pentru a răscumpăra pe Naomi și pe Rut. Fiecare dintre noi este un beneficiar al harului Dumnezeu. De multe ori fără să știi sau fără să recunoști. Dar odată ce ai înțeles, odată ce s-a dezvăluit că totul este har, că totul este providență și că tu ești beneficiarul a harului special lui Dumnezeu, întrebarea este cum vei reacționa. Cum vei răspunde? Vei răspunde cu umilință? Vei răspunde cu smerenie? Vei răspunde cu consecvență? Cu perseverență? Cu efort? Mă rog ca Domnul să ne dea această umilință și smerenie, această înțelepciune și această credință pentru a fi pe deplin beneficiarea harului Său și pentru a fi cei prin care Dumnezeu să lucreze harul Său și în viața celor din jurul nostru. Amin.